Numărul cadrelor didactice care participă la cursurile de formare crește de la an la an. Nu există unitate de învățământ unde să nu fie cel puțin un dascăl interesat de astfel de cursuri, mai ales că legea îi obligă ca într-o anumită perioadă de timp să se perfecționeze. Ei sunt într-o continuă schimbare, societatea este într-o continuă schimbare. Trebuie să ne schimbăm și noi profesorii, să găsim metode alternative de a atrage. Probabil că aici este cel mai important lucru, să știm să ne prezentăm foarte bine ceea ce vrem să le spunem copiilor, în așa fel încât să ajungă la copil. Prin toate cursurile pe care le facem, urmărim aceste strategii noi de predare, aceste strategii noi de abordare a lecțiilor într-un tip modern, nu modernist. Modern în care copilul să fie atras, să participe activ, să trecem de la învățământul informativ la învățământul formativ, în care lucrul să se bazeze pe elev și nu pe profesor. În prezent, la Casa Corpului Didactic se derulează un curs de formatori inițiat de Inspectoratul Școlar Județean, însă vor urma și altele. Avem 9 cursuri ale noastre, acreditate, cu credite, avem alte 3 cursuri oferite de parteneri externi și vreo 40 de cursuri de inițiere în care se obțin numai adeverință fără credite. Cele 9 cursuri sunt pe autofinanțate, aici este o mică problemă, dar, cum am spus, am să o repet de fiecare dată, se poate din bugetul propriu colegii noștri să primească bani pentru perfecționare de la școală. Deci bugetul din finanțarea pe elev, capitolul cheltuieli materiale. Conducerea Casei Corpului Didactic intenționează ca în această săptămână să obțină acreditare și pentru alte cursuri, astfel încât acestea să demareze în perioada imediat următoare.